în ultimii ani, prin politica, nu vreau să fac politică, dar prin politica guvernului în ultima perioadă, a venit și în sprijinul dumneavoastră al oamenilor de afaceri, al întreprinderilor mici și mijlocii. Din ce văd eu, foarte multe, se vor deschide foarte multe oportunități de finanțare din fonduri europene, ceea ce este un lucru foarte bun pentru toți întreprinzătorii. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și vă doresc spor în toate și profit cât mai mare. Pentru că sunteți împreună cu noi, ne gândim că ați merita un trofeu pentru parteneriat și am vrea ca acest trofeu să-l oferim la toate autoritățile județene. Dar să știți că primul care merită treaba asta se cheamă Cristi Misăilă, primar al municipiului Focșani, profesorul primar, este singurul care a făcut Comisia de Dialog Social la primărie și ne-a întrebat ce mai știți, ce mai vreți, cum vreți să facem. Adică am avut cadrul de a ne spune și noi problemele noastre, adică administrația de o parte și particularul de o parte. Da, vă mulțumesc.